găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Tufă, haideți să urmărim împreună știrile din sport. Întâlnirea din sala polivalentă dintre SCM Craiova și Olchim Râmnicu-Vâlcea, disputată în cadrul primei etape a returului Ligii Naționale la handbal feminin, a fost precedată de o frumoasă festivitate de premiere organizată de Primăria Drobeta Trnu-Severin. Din păcate a lipsit Cristina Neagu, care se află la Stockholm pentru a primi titlul de cea mai bună jucătoare din lume în anul 2010. Joc de excepție azi la sala polivalentă, în care Sportul Municipal Craiova a primit vizita galacticelor de la Olchim Râmnicu-Vâlcea. Înaintea partidei s-a desfășurat o festivitate de premiere a fetelor de la Olchim și de această dată primăria, dovedind o înțelegere deosebită a fenomenului sportiv. Fiecare jucătoare de la Olchim a primit o plachetă ca amintire de la primăria municipiului Drobeta Trnu-Severin. Roxana Han, cu numărul 15, Valentina Ardean Elisei, Valeria Peșe, numărul 19, cu numărul 22, Oana Mana, Gabriela Ciuci, numărul 23, cu numărul 55, va evolua Melinda Caigăr, cu 77, Iosef Eliz și cu numărul 88, Patricia Vizitivu. Emoționantă și festivitatea, dar și reacția unui public minunat care a înțeles să fie astăzi prezent în sala polivalentă. Din păcate n-a fost Cristina Neagu, cea care, la aceeași oră, la Stockholm, primea premiu pentru cea mai bună handbalistă a anului 2010. Victorie firească pentru Olchim Râmnicu-Vâlcea, care tot campionatul intern îl joacă cu gândul la participarea în Liga Campionilor. Vâlcencele au reușit o victorie confortabilă, fiind însă plăcut surprinse de premiera pe care le-a organizat-o edilii locali. Olchim a învins cu 40-25, 16-13 la pauză, după un joc în care nu s-a pus niciun moment problema învingătorului. Ionela Stanca cu 7 goluri, Anastasia Pitpalova și Oana Manea cu câte 6 sunt principalele realizatoare ale învingătoarelor. Pe seama întâi vreau să ne bine că să zelă în firul noi în șoc, fie tăiate cu sărăbătătate. Deci noi apreciem foarte mult adversarul nostru de astăzi, care echipa care are în componența ei jucătoare, multe jucătoare foarte tinere, Deci, meciul de astăzi nici nu se este la un alt nivel față de meciul de duminica viitoare, ceea ce ne așteaptă pe noi în Liga Campionilor. Ne când igazabil, ez lesz a vizsga feladatunk, ez lesz a fő feladatunk. Pentru noi să jucăm în Liga Campionilor și meciurile din grupa alea sunt primordiale. Foarte încântată de Drobeta Trnu-Severin pleacă și Talida Tolnai, care apreciază gestul primăriei noastre. În primul rând, țin să le mulțumesc foarte mult. Totdeauna s-au comportat extraordinar. Atât primăria, cât și cei din locul acesta ne-au susținut și au fost alături de noi. Și gestul pe care l-au făcut pentru meritele noastre, țin să ne mulțumesc în numele echipei. Este un lucru minunat și sperăm să reușim în continuare să facem un lucru minunat ca să nu dezamăgim pe nimeni. Etapa viitoare, Olchim va întâlni pe teren propriu Rulmentul Urban Brașov, joc ce se va disputa pe 2 februarie. Craiovencele de la SCM Craiova au jucat partida cu Olchimul cu gândul la jocurile viitoare care o pot salva din zona fierbinte a retrogradării. Surpriza plăcută a Victorinei Bora a fost tânăra jucătoare Oana Gogoriță, care a reușit să înscrie vâlcencelor numai puțin de 10 goluri. Nici Victorina Bora nu se aștepta la mai mult de la acest joc cu Olchimul, deși la pauză vâlcencele conduceau doar cu 3 goluri. Din păcate, handbalistele pregătite de ea n-au rezistat tăvălugului vâlcean, care s-a impus net în a doua repriză. Greu de spus, pentru că toată lumea știe ce înseamnă Olchimul, ce înseamnă jucătoarele de la Olchim. Am făcut parte cândva din această grupare și știu ce se întâmplă acolo. Dar astăzi au fost adversari,
Noi am încercat și am reușit, din păcate, pe toată durata jocului, numai o parte, în prima repriză, mă refer la prima repriză, când au reușit să apropie de adversarele noastre și să fie, zic eu, destul de aproape diferență de 3 goluri. Din păcate, repriza a doua n-au mai reușit să se concentreze. Surpriza plăcută a Craiovei a fost Oana Gogodiță, care a reușit să marcheze 10 goluri galacticelor de la Olchim Râmnicu-Vâlcea. Vreau să-i mulțumesc colegilor mele care, cu ajutorul lor și împreună, am reușit să facem acest rezultat. Un meci destul de bun. În meciul cu Olchim am vrut să ne pregătim meciul cu Deva, cum a spus și doamna profesoară. Acolo avem un meci foarte greu și trebuie să mergem să ne luăm punctele, că avem nevoie foarte mare de puncte. Etapa viitoare, Sport Club Municipal Craiova va întâlni în deplasare Cetate Deva Trans, joc capital pentru fetele pregătite de Victorina Bora, în tentativa lor de a evada din zona fierbinte a retrogradării. Lovitură sub centură primită de FC Drobeta. Într-un comunicat al Direcției Juridice din cadrul FRF, se nominalizează echipele care, conform directivei europene UEFA, nu au drept de promovare timp de 3 ani. Printre nume grele ale fotbalului românesc apare, din păcate, și clubul Severinen. Ne oferă mai multe amănunte redactorul nostru sportiv, Aurel Lupu. Vești proaste pentru FC Drobeta. Pe site-ul Federației Române de Fotbal a apărut un comunicat de la Direcția Juridică, prin care mai multe cluburi nu au drept de promovare timp de 3 ani competițional din momentul afilierii. Decizia este luată conform unei directive a UEFA, care trebuie aplicată de mai mult timp și în România. Alături de UTA, FC Baia Mare, Viitorul Constanța, Chindia Târgoviște, Corvinul Hunedoara, se află și FC Drobeta. Situație delicată pentru proiectul de maral a clubul Severinean, care are însă drept la apel la organismele jurisdicționale prevăzute în regulamentul de organizare a activității sportive. Vom încerca să rămânem aproape de acest subiect, care cred că va face multe valuri în fotbalul românesc. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!